Sportul feminin e un subiect care mi-e foarte drag, despre care să vorbesc, despre care să scriu și de asta m-am bucurat foarte mult când fetele mi-au propus să discutăm despre tema asta. M-am gândit să vă povestesc întâi un pic despre cum am ajuns eu să scriu despre sport feminin și despre sportive și apoi să vă spun despre obstacolele pe care le întâlnesc sportivele în drumul lor, pentru că mi se pare că cele mai multe dintre ele sunt universal valabile, indiferent de domeniul în care vrem să lucrăm, să activăm. Și apoi să vă povestesc despre câteva dintre sportivele despre care am scris și ce lecții cred că putem învăța de la ele, pentru că eu cred că sunt modele pentru tinerele fete și mie mereu îmi place la sfârșitul interviurilor cu ele să le întreb ce sfaturi ar avea pentru tinerele fete, tinerele sportive la început de drum. Așa că, dacă poți să dai Alice mai departe, eu sunt reporter sportiv de cam de 8 ani, cum spunea și Alice, colaborez cu decât o revistă, cu lit.ro. Am publicat o carte despre neînvinși și poți să întorci un pic? O carte despre sportivi, despre unii dintre cei mai mari sportivi ai României, se numește Neînvinși și îi trimit lunar un newsletter cu povești din sport. Eu iubesc sportul de când mă știu și faptul că fac meseria asta pentru mine e un vis împlinit. Și ce m-a atras întotdeauna la sport sunt poveștile din spatele meciurilor și declarațiilor. De asta am vrea să scriu texte mai lungi, mai în profunzime, să stau de vorbă pe larg cu sportivii despre carierele lor și despre resorturile lor interioare și despre ce îi motivează și cum depășesc obstacole, pentru că cred că din drumul lor spre performanță putem învăța cu toții lecții pe care să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Și cumva am ajuns să scriu despre sportive neintenționat la început, cumva natural, pentru că în România ele au rezultate foarte mari. Sportive ca Simona Halep, despre care am scris de două ori, poți să dai la slide-ul cu sportivele. Sportive ca Cristina Neagu, ca Andreea Răducan, Ana Maria Brânză, sunt sporturi ca gimnastica, ca tenisul de masă, unde sportivele au rezultate mult mai mari în România și cumva așa am ajuns să scriu mai mult despre sportive fără să-mi dau seama că e ceva mai mult în spate. Dar apoi, în ultimii ani, pe măsură ce și în societate, mi se pare că se vorbește tot mai mult despre temele astea, despre inegalitate de gen, despre discriminare, despre violența împotriva femeilor, am început să mă uit și eu spre sport mai intenționat prin lentila asta și să văd cum se reflectă în sport aceste probleme. La nivel internațional deja se discută despre lucrurile astea și în sport. Sunt jurnaliste care scriu despre asta, sunt sportive care vorbesc despre obstacolele de care le se lovesc, de inegalitate și la noi lipsesc cumva vocile astea puternice din sport, din sportul feminin și am încercat să provoc eu discuțiile astea în interviurile cu ele și să văd cum e pentru ele drumul ăsta ca femeie în sport. Și am scris despre sporturi cu conținut tradițional masculine, cum e fotbalul, cum e motorsportul, cum e boxul și am încercat să văd cum e pentru ele. Și am înțeles că, într-adevăr, sportul reflectă lumea în care trăim și asta înseamnă că reflectă și inegalitățile și discriminările și problemele de care ne lovim în societate ca femei. Și discutând cu ele din interviurile pe care le-am făcut cu ele, mi-au povestit despre obstacolele de care se lovesc și ele vorbesc despre diferențele în felul în care sunt remunerate, de diferențele de infrastructură, de condiții de antrenament, de acces pe care l-au la sport, de condiții, de stereotipurile din societate, de aceste preconcepții de care ne lovim cu toate și de care se lovesc și ele în sport și de felul în care sunt mediatizate. Și am zis să le luăm un pic pe rând, să discutăm foarte pe scurt despre fiecare. Despre diferențele financiare, e un top pe care îl face anual Forbes, al celor mai bine plătiți sportivi, 100 de sportivi din lume, în care în 2020 sunt doar două femei. Pe locul 29 este Naomi Osaka, jucătoare de tenis, și pe locul 33 parcă este Serena Williams, tot jucătoare de tenis. Și mie mi se pare, nu știu, un număr foarte, foarte mic, două femei din 100 de bărbați. Și de asta am și ales, dacă poți să dai ales mai departe poza asta în care se vede cum arată, cred că primii 20 sau 25 de sportivi sunt bărbați. Și în fine, ei nu e vorba doar de câștigurile lor din sport, din competițiile pe care ce câștigă ca premii, ci și din marketing, din colaborările cu branduri, din ce vând. Și ceea ce arată că sportul masculin este considerat mult mai marketabil și că vinde mult mai bine, atrage mult mai mulți sponsori. Ceea ce e o discuție importantă de avut, pentru că este un cerc. Lucrurile sunt
sunt influențate, pentru că este și mai mediatizat sportul masculin și cumva și de asta atrage mult mai mult vizibilitate și mult mai mult sponsor și are o putere financiară mult mai mare. Atunci normal că și câștigurile vor fi mai mari pentru sportivi. Tot anul ăsta a circulat poza asta cu doi basketbaliști, Sue Bird și LeBron James, care ambii au câștigat anul ăsta campionatul în NBA și WNBA și au rezultate și performanțe asemănătoare. Ambii au 17 sezoane, 4 titluri câștigate de-a lungul timpului, dar diferențele de salariu sunt, nu știu, uriașe, mi se par mie. Adică Sue Bird a câștigat $215,000, timp ce LeBron James a câștigat $37 milioane. La fel și în fotbal, campioana mondială la fete, care a câștigat Statele Unite ale Americii, a câștigat anul trecut campionatul mondial feminin și au primit $4 milioane, în timp ce Franța, care a câștigat campionatul mondial masculin acum 2 ani, au primit $38 milioane. Mi se pare că sunt niște discrepanțe foarte mari care arată cât de inegal este încă să faci sport ca femeie. Și sigur că sunt progrese, nu vreau să generalizez, și sunt lucruri bune care se întâmplă. Și, de exemplu, în tenis, poate știți că turnele de Grand Slam oferă aceleași premii și sportivelor și sportivilor. Și asta este cumva tot efectul activismului sportivelor care au luptat de-a lungul timpului pentru a fi remunerate. La fel ca bărbații sportive, ca Serena Williams, ca Venus Williams, ca Billie Jean King, care au reușit să obțină lucrul ăsta și care se va transforma. Adică în timp și alte turnee mai mici încep să plătească la fel și sportivele fete. Asta legat de bani. Apoi, legat de accesul fetelor la sport și oportunitățile pe care le au, e o statistică pe care pe mine m-a impresionat foarte mult acum câțiva ani când am citit-o, care îmi spunea că din conținutul sportiv despre... Deci conținutul jurnalistic sportiv, doar 4% este despre femei. Asta a fost un din lucrurile care pe mine m-a șocat și m-a făcut să vreau să contribui la o reprezentare cât mai corectă a femeilor și cât mai echilibrată. Și au fost mai multe astfel de momente de-a lungul timpului care mi-au arătat că sportul este o lume preponderent masculină în care femeile încă sunt minoritare. Și asta se întâmplă la toate nivelurile, la nivel de participare. Sunt mai puține fete care fac sport. Sunt mai multe fete care renunță la sport pe parcurs, mai ales în adolescență, când corpul lor se începe prin tot felul de schimbări și trec mai această proces de transformare și de două ori mai multe fete renunță la sport în adolescență. Sunt mai puține femei care fac sport la nivel de performanță. Sunt mai puține antrenoare care ajung în poziția asta de a conduce o echipă. Sunt mai puține femei care ajung în poziție de conducere în cluburi, în federații, în organizații internaționale. În România, în 2018, doar șapte federații erau conduse de femei și sunt mai puține jurnaliste, din nou, jurnaliste sportive femei. Și asta e din nou ceva ce eu simt când merg la turnee internaționale, unde la campionate mondiale europene am fost de handbal, de gimnastică, de fotbal, unde vezi când intri în sală, sunt mult mai mulți bărbați și sunt foarte puține femei și n-ai cum să nu te întrebi de ce stau lucrurile așa și n-ai cum să nu te simți ciudat când intri într-un loc în care sunt foarte puține ca tine și te întreb dacă locul tău este într-adevăr acolo sau dacă e, de ce nu sunt mai multe. Apoi, dincolo de asta, sunt lucruri care țin de infrastructură, de condițiile în care femeile se antrenează, sunt de multe ori mai slabe, joacă pe terenuri mai mici, fotbalistele, de exemplu, au jucat mult timp pe terenuri artificiale față de fotbaliștii care joacă pe terenuri naturale, ceea ce le face mult mai rău fizic, sunt mai mari șanse de accidentări dacă joci pe teren artificial, pe teren sintetic. Au salarii mai mici, fotbalistele sunt foarte puține care sunt plătite bine și care poate să trăiască din fotbal și atunci trebuie să aibă joburi pe lângă sau au familii sau sunt studente și fac fotbalul în paralel cu alte lucruri. Nu au multe echipe de fotbal femenii, nu au medici, nu au asigurare medicală, nu au preparator fizic, deci ele nu poate să beneficieze de aceleași condiții și de aceleași lucruri de care beneficiază sportivii. Sau, nu știu, poate nici măcar nu au unde să joace fotbal. Multe fete mi-au zis că nu aveau un sat sau un oraș de care sunt o echipă la care să poată să joace, deși le plăcea foarte mult, jucau băieți în fața blocului sau în curtea școlii, dar nu știau că poate să facă asta, să ducă la o echipă să joace fotbal profesionist. Și foarte multe au renunțat din cauza asta sau s-au reprofilat pe alt sport și n-au ajuns să facă ceea ce ei își doreau și iubeau cel mai mult.
Și sunt și excepții, adică nu vreau să generalizez, să zic că toate sporturile sunt așa și sunt sporturi cum e handbalul feminin la noi, care are foarte mult succes, chiar mai mult decât handbalul masculin. E mult mai vizibil, e mai bine promovat. Vorbim după Maria dacă vrei să-mi povestești. Dar asta ține de contextul local, pentru că la nivel internațional, la nivel european, turneele de handbal masculin se țin pe teren arene mai mari, cu mai mulți spectatori, cu mai mulți sponsori, cu mai mulți jurnaliști. Atunci diferențele astea sunt în continuare, probabil și la nivel de salarii, diferențele astea există în continuare acolo. Mai departe sunt aceste preconcepții din societate, prezente și în sport, care cred că le descurajează pe fete. Ceea ce aud fotbalistele, din ce mi-au povestit, fie că de la părinți, fie că de la antrenori, fie că de la profesorilor de la școală sau din tribune, este că nu se pricep la fotbal, că este un sport pentru băieți, că o să le facă picioarele urâte, că mai bine se duc la dans sau la balet sau, nu știu, la cratiță, în bucătărie. Lucruri pe care le aud din tribună, să facă stop pe piept, să facă schimb de tricouri, sau chestia asta pe care cred că foarte mulți dintre noi am auzit-o, alergi ca o fată, lucruri pe care se spuneau părinții sau profesorii băieților, tocmai ca să râdă de ei și îi comparau cu fete, ca și cum, nu știu, e ceva greșit în a alerga ca o fată sau o fată nu poate să alerge, corect? Sunt antrenoare sau impresare care mi-au spus cum nu sunt luate în serios în lumea asta de către bărbații din fotbal, cum simt că trebuie să muncească de două ori mai mult ca să demonstreze că se pricep și că au, că e locul lor acolo. Chiar și mie mi-a spus dirigintele meu când am fost la reuniunea de 10 ani de la terminarea liceului și trebuia fiecare să ne ridicăm în picioare și să spunem ce meserie avem. Și eu când am spus că sunt reporter sportiv, dirigintele meu a spus, ia uite domne, nu știam că și fetele poate să se pricep la fotbal sau se pricep la sport. Și apoi, în fine, am mai auzit lucruri de genul ăsta de-a lungul carierei. Chiar acum câteva zile am intervievat un jurnalist că lucrez la un articol despre fotbal feminin și mi-a zis foarte pe față, așa că el crede că fotbalul este apanajul bărbaților și că nu este potrivit femeilor. Sau acum câteva zile am văzut ceva pe Facebook ce m-a tristat foarte tare la o jurnalistă foarte cunoscută din mediul cultural, care are un site de știri culturale și promova o carte despre fotbal care este la ceva promoție în perioada asta și avea scris ceva de genul la status că uite ce cadou poți să faci bărbaților. O carte despre fotbal și m-a tristat foarte tare chestia asta pentru că e, nu știu, e acest mesaj pe care îl transmitem din start fetelor că fotbalul nu este un lume pentru ele, că dacă o carte despre fotbal este din start destinată bărbaților. Mi s-a părut foarte descurajată chestia asta, mai ales venind de la o femeie. Apoi, referitor la reprezentarea media, că vă spuneam de statistica asta cu 4% din conținut care este despre sportive, pe lângă faptul că este foarte puțin, este și încărcată de stereotipuri de gen, de clișee și destul de mult lipsă de profunzime. Mi se pare că se vorbește foarte mult despre cum arată sportivele, despre cum se îmbracă, despre soțiile cui sunt, iubitele cui sunt, despre cât de sexy sunt. O să vedeți foarte des în știrile sportive atleta sexy, fotbalista sexy, arbitra sexy. E foarte mult accent pe rolul lor de femei, în primul rând, și apoi pe cel de sportive. Ceea ce la bărbați nu este așa. La bărbați îi vedem în primul rând ca sportivi, îi vedem ca fiind puternici, ca fiind atletici, ca fiind masculini, ca fiind, nu știu, curajoși, rapizi. În timp ce sportivele sunt întâi femei și apoi sportive. Și asta nu se întâmplă doar la noi. Se întâmplă și în alte țări. S-a întâmplat și la Jocurile Olimpice când a câștigat o luptătoare o medalie olimpică și cred că a bătut și un record și comentatorul a vorbit imediat despre bărbatul din spatele secretului succesului sportivei, antrenorului ei sau nu știu cine era. Se întâmplă și, nu știu, în Anglia, unde sunt jurnaliste care scriu despre fotbal și comentatoare care sunt ironizate, care sunt criticate, care nu sunt luate în serios, care sunt foarte bullied în social media. Deci cred că atitudinea sexistă și misogină față de femeie din sport există peste tot. Și mie mi se pare foarte păcat, pentru că genul ăsta de conținut perpetuează stereotipurile din societate și e o lume oricum misogină și violentă față de femei și lucrul ăsta le normalizează cumva atitudinea asta. Și nici nu ajută la creșterea sportului feminin, pentru că nu-l prezintă ca fiind valoros și atractiv pentru spectatori și pentru sponsor ulterior, ca apoi să poată să crească. Și cred că le descurajează pe fete să continue, pentru că dacă ar
ar vedea mai multe sportive la televizor, dacă ar vedea mai multe sportive tratate corect și echilibrat și respectuos, dacă le-ar vedea ca modele, poate mai multe dintre ele ar fi încurajate să continue în sport și să nu renunțe. Și asta e important pentru că suntem o țară foarte sedentară și dacă luăm în calcul și statistica aceea că fetele renunță la sport de două ori mai mult decât băieții, înseamnă că foarte multe fete dintre noi fac sport și ajung să facă sport și e păcat. Dar aș vrea ca să nu ne deprimăm, mă gândeam să ne uităm și la progresele care se fac și la lucrurile bune care se întâmplă, pentru că sport feminin este în creștere, este mult mai vizibil, este asociat cu lupta asta pentru egalitate din societate și cu women empowerment și a început să crească ca interes, să doboare recorduri de audiență. Asta este o poză de la un meci de anul trecut, care încă deține recordul mondial pentru cei mai mulți spectatori. Apropo de cei care zic că fotbal feminin nu este de interes și nu e pentru femei, sunt totuși mii de oameni care vin la meciuri. Sunt apoi campanii, tot mai multe care vorbesc despre asta. Sunt branduri care investesc în sportul feminin, cum e Nike, cum e Adidas, care găsesc lucruri valoroase în mesajele pe care le transmit sportivele. Sunt platforme dedicate sportului feminin, sunt programe naționale în alte țări, nu la noi, care încurajează fetele să facă sport. Sunt studii care vorbesc de beneficiile pe care le are sportul pentru fete, de valorile pe care le înveți din sport, cum să, nu știu, să nu renunți, să depășești obstacole, să ai încredere în tine, să te simți ok cu corpul tău, să îți crească stima de sine, să te ajute să înveți abilități de leadership, de cum să lucrezi în echipă, de cum să-ți asumi deciziile și să fii mai responsabil. Și, bineînțeles, beneficiile pentru sănătate, care se pare că sunt concrete. Nu știam chestia asta cu că scade riscul de cancer la sânge. Mi se pare foarte, foarte important. Și la nivel internațional se vorbește tot mai mult despre sportul feminin, despre acest rol al sportului de a transmite mesaje despre egalitate și despre women empowerment și modele pozitive. Poți să dai la slide următor. Și despre cum poate fi un motor de schimbare în felul în care percepem noțiunile de masculinitate și feminitate și egalitatea de gen. Cu Jocurile Olimpice chiar își propun ca ediția de anul viitor de la Tokyo să fie prima din istorie care să aibă un număr egal de participante femei cu bărbați. Până acum era mult, mult mai mic numărul femeilor care participau. Și așa ajungem cumva la partea a doua a prezentării, în care vreau să vă povestesc un pic de câteva din sportivele despre care am scris, care sunt modele pentru tinerele fete și de la care am extras câteva sfaturi și lecții. Și am început cu Cristina Neagu pentru că îmi place foarte mult poza asta cu ea. Ea e una dintre sportivele mele preferate, e de 4 ori cea mai bună handbalistă a lumii, ceea ce este un record și pentru handbalul feminin și pentru handbalul masculin. Și îmi place foarte mult poza asta pentru că oriunde mergi, la orice meci sau orice turneu din afară, din țară sau din străinătate, în orice țară, o să vezi poza asta repetându-se, o să vezi zeci de fetițe care o înconjoară și care vor ceva de la ea și se uită la ea cu ochii mari și plâng când o iau în brațe și o strigă și, nu știu, am auzit ieri chiar că cineva a leșinat când a făcut o poză cu ea. Cineva care se află printre noi aici, dar nu o să spun cine. Și mi se pare foarte important impactul ăsta pe care îl are în rândul fetelor, de o parte pentru că sunt sute de fetițe care se apucă de sport pentru că o văd pe ea la televizor și pentru că vor să fie ca ea și asta le aduce la sport, ceea ce e important în primul rând pentru sănătatea lor. Și apoi pentru că urmărindu-i cariera, învață de la ea, nu știu, cum să aibă încredere în ele, pentru că ea vorbește mereu despre asta, despre încredere, despre puterea mentală de care ai nevoie în sport. Învață de la ea cum să depășești obstacole și să nu renunți atunci când e greu, pentru că ea s-a operat de 3 ori și după niște accidente destul de grele și apoi a revenit și a fost la fel de bună și mereu vorbește despre lucrurile astea, sau despre cum să joci în echipă, pentru că ai nevoie de o echipă puternică lângă tine, oricât de bună ești tu individual. Și cred că sunt lecții foarte importante pentru fetițele astea care o idolatrizează și o privesc cu ochii mari. Apoi este Simona Halep, care cred că e probabil cel mai cunoscut, popular și mediatizat sportiv de la noi și care cred că a fost cel mai criticat de-a lungul timpului. Dacă țineți minte mai la început, când nu câștigase încă un Grand Slam, cât de mult se vorbea despre cum clachează sub presiune și cum nu face față momentelor dificile și cum nu o să câștige niciodată un Grand Slam pentru că nu are psihic de campioană. Și eu am empatizat foarte mult cu dubile astea ale ei și cu neîncrederea și cu faptul că era foarte critică cu ea și atunci când greșea se bloca și se frustra și pentru că era foarte perfecționistă.
Și cred că cu toții putem empatiza cu asta, pentru că venim dintr-o societate care nu te învață cum să ai încredere în tine. Și dintr-un sistem educațional care nu te învață cum să ai încredere, te învață cum să-ți fie frică de greșeală. Adică eu asta țin minte de la școală, cum era frică să zic ceva ca să nu mă ridice în picioare, să nu mă scoată la tablă, să nu greșesc, să nu rupă colegii de mine sau lucrările care se înroșesc când greșești. Și cred că asta învățăm noi în societate, nu învățăm cum să avem încredere în noi, și sportivii au nevoie de lucrul ăsta. Adică ea când joacă pe terenurile alea pline, are nevoie să aibă încredere în ea și nu a avut-o în mod natural. Și mi-a plăcut să urmăresc cum a evoluat și cum a câștigat-o pas cu pas, cum a învățat singură cum să aibă încredere în ea, cum s-a luptat cu dubile astea interioare, cu demonii ăștia interiori, și cât de public a fost procesul ăsta pentru ea fiind atât de cunoscută și cât de deschisă a fost, mai ales cu presa din afară, pentru că cu noi și din România nu mai discută foarte deschis de ceva timp, pentru că așa a fost tratată. Și cum totuși cu cei din afară vorbește foarte deschis despre emoțiile ei și despre cum a ajutat-o, de exemplu, să muncească cu un psiholog. Și cred că lucrurile astea sunt foarte importante, discursul ăsta la nivelul sportivilor foarte mari. Și ca și Cristina, și ea este foarte iubită de copii și sunt niște lecții pe care le transmite copiilor foarte importante. Și chiar am fost, când s-a întors după ce a câștigat al doilea turneu de Grand Slam la Wimbledon, am fost pe Arena Națională unde și-a prezentat trofeul și am întrebat câțiva oameni ce au învățat de la ea de-a lungul timpului. Și am selectat două citate care mi-au plăcut foarte mult, dacă dă Alice Next să le și vedem. Primul este de la un bunic care venise cu nepotul lui și se fotografiaseră pe teren și mi-a spus că a învățat de la ea cum să nu renunți. Și al doilea este de la o mamă care o fetiță de 6 ani, a plâns la finala de la Wimbledon și mi-a spus că a venit să-i spună Simonei că o iubește mult pentru că a muncit mult pentru trofeu și pentru că merita să câștige. Și așa, Elena Pagu, am scris acum 2 ani despre ea. Este o femeie fascinantă și plină de energie, nu știu dacă o cunoașteți. Are 94 de ani și este campioană mondială la marș. Și s-a apucat de sport la 56 de ani când s-a pensionat și s-a dat seama că alunecă așa într-o depresie pentru că nu mai are ocupație. Și atunci a zis, trebuie să fac ceva și mă duc să alerg. Și era foarte ciudat acum 40 de ani să ieși pe stradă să alergi, mai ales că nu știu nici oraș, era când era din București. Lumea o considera o nebună, efectiv, se tăneau pe stradă cu ea, știau că iară ieși nebuna să alerge. Dar ea a simțit că are nevoie de lucrul ăsta și cu ajută mai ales psihic să rămână lucidă și să nu pătească în fine alte lucruri când nu mai e ocupație. Și i-a rămas o chestie asta pe care mi-a zis-o, cu important să nu fii leneș, pentru că restul vine de la sine. Pentru că și are zile când nu are chef să iasă din casă și să facă sport și are zile când e lene sau nu simte că poate să facă asta, dar se obligă să iasă, indiferent de vreme, indiferent că plouă sau ninge. Am fost cu ea pe niște zăpezi incredibile la antrenament, pentru că știe că asta o ajută și fizic și psihic și că totul pornește din cap, de la mental. Și am vrut să vă arăt și aici un feedback pe care mi l-a trimis un cititor pe care povestea Elenei Pagu l-a impulsionat să iasă la alergat acum vreo 2 ani și între timp a slăbit 30 de kilograme și a integrat sportul ca parte din viață. Și pe mine m-a emoționat foarte mult că un text poate să aibă un astfel de impact în viața unui om. Cristiana Oprea, dacă am ajuns la ea, este un pilot de raliu care are, cred că, 28 de ani acum, care încearcă de câțiva ani să-și facă loc într-un sport dominat de bărbați. Pentru ea, motorsportul e locul în care își depășește frici și limite, pentru că nu este ușor să facă asta, nu e frică de viteză, e frică să-și depășească zona de confort, dar asta îi place, asta o atrage în mașină de fiecare dată. Și este și locul în care simte că poate să aibă un impact, pentru că vrea să fie un exemplu pentru fete. Și le spune mereu, încearcă să le transmită, să le spună să nu se lase intimidate în trafic, de exemplu, pentru că știe cum e să fie femeie în trafic și să auzi tot felul de lucruri. Și le spune să creadă în ele și să-și urmeze visul, chiar dacă li se va spune că nu este unul potrivit pentru o fată, cum au zis și ea de-a lungul timpului. Cea mai întâlnită întrebare pe care eu o primește este cum e să fie femeie în motorsport. Și îmi place foarte mult răspunsul pe care îl dă, că atunci când își pune casca în cap devine pilot.
Nu mai contează dacă e femeie sau bărbat, pentru că motorsport e unul dintre puținele sporturi care nu sunt segregate în funcție de gen și unde femeile au aceleași șanse teoretic ca și bărbații. Mașinile nu au gen, cum îi place ei să spună, și îmi place foarte mult. În același timp sunt mult mai puține femei și pilot și copilot. Și asta vine și din faptul că spune ea că atunci când sunt mici, fetele nu sunt încurajate să joace cu mașinile sau să meargă la karting sau să lucrurile astea pe care le asociem ca fiind masculine și ne trimite mai mult băieții. Și că dacă ar fi mai multe fete încurajate și socializate în zona asta, ar fi și mai multe care ar face drumul ăsta și care și-ar descoperi pasiunea pentru motorsport. Apoi, Sonia Ursu-Kim, nu știu dacă o cunoașteți, este o jucătoare de basket care joacă basket în Coreea de Sud, de unde este tatăl ei, și în România, cu echipa națională a României, de unde este mama ei, unde a crescut și unde s-a născut și a crescut, și cu care s-a calificat în Naționala României de basket 3x3 la Jocurile Olimpice de anul viitor. Cred că este o premieră. Și mi-a povestit cum nu i-a fost ușor în copilărie cu acest background cultural foarte mixt, pentru că copiii de la școală erau destul de răutăcioși cu ea, îi spuneau Chinese girl, râdeau de ea și, fine, a fost destul de greu să fie acceptată, dar a ajutat foarte mult mama ei să depășească momentele astea, pentru că i-a dat foarte multă încredere spunându-i că copiii nu știu să se raporteze la ea tocmai pentru că este diferită, pentru că nu arată ca ei, dar că asta nu e ceva rău, faptul că e diferită este ceea ce o face specială și o face unică și îi spunea lucruri de genul tu ești o prințesă de pe altă planetă și ești cea mai tare și ești cea mai bună. Și asta a dat foarte multă încredere în ea, în deciziile ei, în intuiția ei. De exemplu, când la 18 ani, în loc să se ducă să joace în Statele Unite ale Americii, unde primise o bursă să joace basket la un colegiu, a ales să ducă în Coreea, că simțea nevoia să-și cunoască partea spre tată, partea de familia tatălui, să cunoască cultura coreană și să joace basket acolo în loc să ducă în state, deși ar fi avut mai multe oportunități acolo. Și mi-a zis că mesajul pe care ea încearcă să-l transmită fetelor care urmăresc în social media mai ales, este să aibă încredere în ele și în deciziile lor și în intuiția lor și să nu se teamă de a fi diferite, pentru că eu cred că e un sfat bun, pentru că toate avem tot felul de insecurități față de cum arătăm și lucruri care nu ne plac la noi, și mi se pare foarte, foarte frumos mesajul ei. Toată propoziția este pe slide-ul următor despre cum e ok să fii diferit. Și apoi, cred că ultima sportivă despre care vreau să vorbesc este Crina Pintea. Este o handbalistă care acum joacă la CSM București și la Naționala României de handbal, cu care chiar pleacă la campionatul european săptămâna asta, și care are o poveste ușor atipică în handbal, pentru că a crescut într-un sat din Bacău, într-o familie foarte modestă, se trezea foarte dimineață în fiecare zi la 5 să-și ajute familia, muncea pe câmp, avea grijă de animale și a descoperit handbalul foarte târziu, abia la 16 ani a început să joace și a avut un decalaj foarte mare de recuperat ca să le ajungă pe cealaltă handbaliste, colegele ei din urmă, să învețe practic sportul de la zero. Și a muncit foarte mult în anii aia de început ca să poată să recupereze decalajul ăsta, pentru că știa că sportul îi poate oferi un viitor mai bun decât ar fi avut la ea acasă. Și a ajuns, într-adevăr, la cel la Ghior, cea mai bună echipă din lume cu care a câștigat Liga Campionilor. A câștigat o medalie cu Naționala de handbal la Campionatul Mondial din 2015 și acum e unul dintre cei mai buni pivoți ai lumii. Dar pe lângă drumul ăsta, care e așa atipic și against all odds, mie mi se pare foarte important procesul prin care ea a înțeles că vocea ei și povestea ei poate avea un impact. Și de câțiva ani vorbește foarte deschis despre abuzurile pe care antrenorul ei, Gheorghe Tadic, le-a avut asupra ei în anii în care juca la Zalău. Gheorghe Tadic, un antrenor care e cunoscut ca fiind foarte dur și foarte agresiv, dar care e acceptat în lumea sportului ca mulți alți antrenori pentru rezultatele pe care le-a avut. Și e un subiect despre care e foarte dificil pentru sportivi să vorbească, tocmai pentru că noi ținem asta sub preș, nu vorbim despre lucrurile astea în societate. Și știu că și ei a fost greu și înainte și după ce a vorbit, pentru că n-a fost primită foarte bine în lumea sportului, dar știu că a făcut-o pentru că își dorea ca viitoarele generații să aibă un viitor mai sigur în sport. Și viitoarea generație din care face parte și sora ei, de exemplu, fratele ei care își doresc să facă handbal.
Și pentru că și-a dorit să le dea curaj fetelor să nu mai accepte astfel de lucruri și să nu tacă atunci când sunt în situații ca cea în care a fost și ea și să aibă curaj să vorbească și să nu accepte abuzurile. Pentru că ea a acceptat foarte mult timp de frică și pentru că nu avea un model, nu știa ce trebuie să facă în astfel de momente. Și mi se pare foarte frumos că ea vrea să fie modelul ăsta acum pentru alte generații, model pe care ea nu l-a avut. Și cred că cu ideea asta aș vrea să închei, pentru că simt că mi se pare că e nevoie de reprezentare și de modele feminine și de leadership feminin în societate și cred că sportul le poate oferi, pentru că este o platformă foarte importantă pe care o oferă sportivilor, fiind foarte popular, foarte iubit, foarte vizibil și foarte îndrăgit, foarte prezent în viețile noastre. Și cred că sportivii pot, prin platforma asta, să vorbească despre subiecte importante, cum e inegalitatea de gen, cum sunt abuzurile, cum face crina, cum e rasismul, pentru că anul ăsta am văzut foarte mulți sportivi care s-au implicat în mișcarea Black Lives Matter sau cum e, nu știu, cum sunt drepturile comunității LGBTQ. Și cred că pot avea un impact foarte mare prin popularitatea asta pe care o au la îndemână. Pot schimba mentalități, stereotipuri și pot da foarte multă încredere tinerilor și mai ales tinerelor. Și cred că trebuie doar să le ascultăm poveștile și să le spunem poveștile. Și eu asta încerc să fac. Așa că vă mulțumesc. Dacă aveți orice fel de întrebări, dacă vreți să-mi scrieți, să povestiți despre experiențele voastre în sport, dacă aveți sau dacă aveți vreo curiozitate despre vreun sportiv sau vreun subiect despre care vreți să vorbiți, puteți să-mi scrieți oricând. Dacă vă pasionează subiectul ăsta, eu scriu și în newsletter-ul pe care îl trimit lunar, scriu despre temele astea destul de des. Deci vă puteți înregistra dacă vreți. Și dacă aveți întrebări, acum șut, că eu am avut foarte mare emoții, să știți. Să vorbesc. Trebuie neapărat să scriem în chat sau puteți repune așa? Puteți așa, cred. Alice e șefață, ne zică, dar cred că e ok. Puteți să vă dați unmute și să le puneți direct. Sau puteți de asemenea să le scrieți în secțiunea de Q&A, pentru că Andreea a pornit-o deja. Cum vă e vouă mai ușor? Dacă vă e mai confortabil să le adresați, go ahead. Dacă vă e mai confortabil să le scrieți în sesiunea de Q&A, go ahead. Deci exact așa cum preferați. Păi aș avea una pentru început. Câte reporteri sportive mai sunt în țară? Pentru că n-am auzit de foarte multe. Adică persoane ca tine care fac ceea ce faci tu. Nu știu câte, că nu există statistici, noi nu avem genul de studii care în alte țări se fac. Ele sunt destul de multe. Adică, în fine, în televiziuni sunt prezentatoare pe care le vedem, că cele mai multe sunt femei. Cred că sunt mai puține reportere femei în presa scrisă. Cred că acolo sunt mult mai puține și mai ales în presa care scrie despre fotbal. Cred că ăsta e un domeniu mult mai, unde stereotipurile astea sunt mult mai prezente. Eu când merg la turnee, de exemplu, la turnee internaționale, suntem cam una, două femei din 15 jurnaliști bărbați români, din delegația României. Deci cam ăsta e acolo procentul. Nu știu să zic în rest câte sunt. Eu mai cunosc jurnaliste sportive, dar mult mai puține decât bărbați. Nu știu câte, dar sunt mult mai puține. Ok, mersi mult! Mai am eu una întrebare. Deci vorbeam la un moment dat cu un băiat care le joacă fotbal așa în timpul lui liber și vorbeam de echipe de fotbal feminin și echipe de fotbal masculin și am observat că sunt mult mai prospătite, de 7 ori mai prospătite și m-am mirat foarte în chestia asta. Și am spus și de chestia asta și îmi spunea că păi na, dar oricum la echipele de fotbal feminin, ele doar scapă de minge, vor să-și poate să iei cât mai repede una la alta, adică nu joacă ca lumea. Și vreau să vă întreb dacă s-au făcut niște statistici în care s-a arătat că performanța echipelor de fotbal feminin este la fel de mare ca celor masculine. Asta e o critică pe care o aud și eu foarte des, că nivelul fotbalului feminin este foarte scăzut. Și, pe de parte, este adevărat, adică este o diferență de nivel acolo, care vine mai ales dintr-o istorie de excludere. Pentru că fotbalul feminin a fost mult timp interzis. Femeilor le era interzis să joace fotbal. Și atunci e cumva normal când abia de
nu știu, câțiva zeci de ani au voie să facă lucrul ăsta, să nu o fie la același nivel. Apoi, pe lângă, pentru că nu sunt plătite, cum spuneam, la fel de bine și el trebuie să muncească pe lângă, nu au timp să se antreneze la fel de mult. Apoi, antrenorii lor nu sunt la fel de bine calificați, pentru că li se permite și antrenorilor cu licență mai scăzută să antreneze femei. Și atunci este normal să fie diferențele astea de nivel, pe care dacă le compari, bineînțeles, cu echipele masculine, o să câștige întotdeauna, o să se pară mai nu știu, calitativ un meci de fotbal masculin. Dar sunt, adică sunt echipe feminine la nivel european, care joacă în finalele Champions League, care joacă incredibil de spectaculos și care sunt meciuri foarte frumoase de văzut, sau la campionatul mondial feminin de acum un an. S-a ajuns la un nivel foarte avansat și în fotbalul feminin. Nu poți să zici că doar își aruncă mingea de colo-colo. Dacă te uiți la un meci din campionatul României din Liga 2, da, asta o să fie probabil senzația. Dar în campionatul României se joacă din 1990 în mod organizat. Nici acum nu este profesionist. Deci, na, sunt într-adevăr diferențe, dar nu există statistici sau cercetări care să se arată cum îți trebuie. Nu cred că există, dar sunt meciuri foarte, foarte, sunt echipe foarte puternice și care joacă foarte bine. Na, e o diferență acolo care vine din istorie, din zona de excludere prin care au trecut. Sper că ți-a răspuns la întrebare. Oh, mulțumesc, da. Aș mai avea și o întrebare. Voiam să vă întreb, după acești ani în care până la urmă ați văzut cu ochii, cu proprii ochi munca depusă de sportivi și și efortul lor imens până la urmă, voiam să vă întreb ce moment din cariera dumneavoastră v-a rămas așa imprimat și în minte și v-a impresionat la o persoană sau la o situație anume. Wow! Au fost, nu știu să zic așa un moment, că au fost multe. Pentru mine, naționala de handbal este mie foarte dragă, pentru că am fost cu ea la foarte multe turnee internaționale și am văzut tot de aproape, am văzut cum se antrenau, am văzut cum, nu știu, înainte de fiecare antrenament își bandajau corpul, că erau pline de dureri și luau pastile de durere și aveau genunchii praf și aveau degetele praf, pe lângă Cristina Neagu, care mereu joacă cu dureri la umăr, la picior, la genunchi. Am văzut, de exemplu, la un meci de handbal din sferturile campionatului mondial din 2015, cum unei jucătoare i-a fracturat nasul, a ieșit de pe teren cu nasul plin de sânge, s-a întins pe jos, a venit medicul, i-l-a pus la loc, ca să poată să intre cât mai repede din nou pe teren să joace și nu i-au dat voie arbitrii să intre imediat după, pentru că suferise totuși o lovitură foarte, foarte gravă. Și a stat un pic pe bancă, au mai tătat un pic, ea tot vrea să se întoarcă pe teren, să joace, adică nu se mai gândea niciun fel de durere sau așa, că vrea să se ajute echipa. Și a rămas momentul ăla cu mine și în zilele următoare când o vedeam cu nasul umflat și vână, dar era de fericită că se calificaseră în sferturi, în semifinale, nu mai știu exact în ce meci. Și momentele astea, nu știu, îți arată cât de mult muncesc și cât de multe sacrificii fac pentru sport sau tot cu națională mai am fost un moment emoționant când eram cu ele în autocar, mergeam spre antrenament și am văzut o jucătoare care stătea pe telefon și se uita la înregistrarea cu serbarea copilului ei de Crăciun. Avea un băiețel de 2 sau 3 ani și în fiecare an, fiind turneul ăsta în decembrie, campionatele finale, ele lipsesc de la serbările de Crăciun, de la momentele petrecute în familie și era săraca cu ochii în lacrimi și se uita, cum spunea băiețelul, la o poezie de Crăciun și e clar că le e foarte foarte greu și sunt momente foarte dificile, dar na, asta fac pentru că asta iubesc foarte mult sportul și na, renunță la anumite lucruri, din păcate. Da, cam asta. Ce întrebare frumoasă, mulțumesc! Că chiar, nu știu, decembrie era de obicei și pentru mine luna în care mergeam cu ele la turneu și anul ăsta e totul așa ciudat că nu mai are sens să te duci ca jurnalist, că e totul, ele sunt închise acolo în hotel, n-are voie nimeni să intre la ele și e foarte ciudat să fii acasă și să scrii de acasă despre turnee. Și da, sper să fie bine în viitor. Dacă mai sunt întrebări, v-aș putea să spun și ceva? Sigur, sigur. Nu e neapărat o întrebare, în schimb vreau să spun că sunt handbaliste de performanță, că tot a venit vorba de handbal și mai am și o colegă care e acum în MIT. Bună! Suntem la de jucați.
nu știu dacă ai auzit, dar cred că din moment ce ești în lumea handbalului și nu știi. Să da, da, să mai niciodată echipa? Că noi suntem la centru de excelență. Ah, la nu, suntem la Sfântul Gheorghe, a fost la Brașov și a fost avută la Sfântul Gheorghe. Ah, ok. Și tot așa, suntem la loturile naționale, în schimb la juniore și suntem din lumea asta sportului. Bravo, bravo! Da, și chiar sper să ne întâlnim peste ani la rotul mare. Și eu sper să scriu despre voi când ajunge. Am mai fost așa, am fost la un campionat de junioare în Macedonia, cred că în 2015. Și era generația care, acum e cu Daria Bucur, Sorina Târcă, și erau așa un program, erau foarte puțini jurnaliști atunci, eram, nu știu, doi din România, era un program de exchange pentru tine reporteri. Și mi-a plăcut foarte mult după aceea să fiu alături de fete, să le văd crescând de la an la an și acum ajungând cel la senioare și mie sunt foarte dragi și ele încă își amintesc momentele alea când am fost la turneu și mi-e foarte dragă experiența asta că am fost alături de la început. Așa că sper să ne aduceți și voi în echipa mare și să ne mai întâlnim pe la turnee. Vă țin pumnii. Mulțumim! Aș vrea să spun și eu ceva, dacă nu e o întrebare, dar ai adus vorba despre acea jucătoare care s-a lovit în meci și ea s-a întins și după aceea a adus să intre din nou. Să știi că noi când suntem în meci, și Maria poate să spună asta, a avut într-un meci s-a accidentat, s-a lovit foarte rău la genunchi și ea nici nu realiza, e portar și era în poartă și ea nici nu realizezi când te lovești, pentru că ești într-o euforie așa mare încât eu văd că mă... În timpul meciul niciodată nu realizez niciuna nimic, efectiv m-a dat foarte gravă. Dar de obicei niciodată nu ne gândim la așa ceva în timpul meciului. Da, e una foarte mare probabil și de asta nu mai simțiți. Da. Dar câți ani aveți? O să vă întreb? 16 ani avem. 16? Mulți înainte. Mulțumesc. Sport. Să fii sănătoase, în primul rând, că asta am înțeles de la sportive, că e cel mai important să ai noroc să fii sănătoase, să te accidentezi grav. Chiar am văzut acum niște handbaliste care au anunțat că se retrag pentru că au trecut prin foarte multe și psihic și nu mai simt că nu mai pot. Am mai zis în Olanda, pe lângă accidentările prin care au trecut. Cred că e foarte greu pentru sport, pentru corpul tău să faci sport de performanță. Da. Mai ziceți? Aș avea și o întrebare legată mai mult de poveștile pe care le-ai scris despre sportive. Mi se pare foarte frumos cum reușești așa să intri în profunzimea lor și în intimitatea atâtor sportive de performanță cu personalități atât de diferite și cumva mă întrebam cum reușești să ajungi și la persoanele mai puțin abordabile. Nu știu, de exemplu, Cristina Neagu mi se pare atât de dură, atât de din exterior, pare atât de rece și cumva poveștile pe care le-ai scris tu pare o dulceață. Și vreau să întreb cum ai reușit să faci asta. Nu știu dacă pare chiar o dulceață. Și a fost foarte greu cu Cristina, tocmai pentru că asta era și impresia pe care o aveam eu, că e foarte rece și foarte distantă și mai ales față de presă se păstra distanța asta. Ca și Simona Halep, cumva e de înțeles, pentru că presa se poartă, nu știu, vorbește, se poartă foarte urât cu sportivii, cu sportivele mai ales. Le critică foarte mult atunci când pierd. Și normal că ele iau această distanță și nu mai au încredere în jurnaliști să se deschidă și vorbesc în aceste clișee, am fost un meci bun, am dat totul pe teren, bla bla bla, balonul e rotund. Și e foarte greu să depășești într-adevăr bariera asta la primul contact. A fost greu cu Cristina până am convins-o să ne așezăm la masă și să-mi dea un interviu, că de multe ori a zis nu înainte. Dar după ce ne-am așezat la masă și a văzut că genul de întrebări pe care le pun nu sunt ca să obțin un citat, ca să am o declarație și să o pun pe un titlu și să vând niște click-uri și să fie cât mai pompoase. Și chiar eram interesată de povestea ei și de drumul ei și puneam niște întrebări prin care cred că a simțit că chiar mă interesa prin ce a trecut. Și și-a dat seama că se poate deschide și că poate avea încredere și nu mai făcuse de mult timp atunci chestia asta să stea de vorbă despre lucrurile astea prin care a trecut și accidentările prin care a trecut. Și apoi probabil că văzând și articolul cum a ieșit, a crescut încrederea asta în mine de la articol la articol și a dat seama că și alte sportive probabil cumva a fost mai greu la început până când am început și eu să am niște materiale publicate pe care se pot acum să le arăt ca exemplu sau ele să știe că am mai scris despre X sau despre Y și să vadă că poate să aibă încredere în mine. Și atunci e un pic mai ușor acum, nu cu toată lumea în continuare sunt
oameni care nu vor să se deschidă sau nu vor să lase cu presa, dar sunt și sportivi care înțeleg că am o abordare diferită și că poate să aibă încredere în mine și că se pot deschide. Și e un pic greu să înțeleagă și nivelul de acces pe care, de care ai nevoie pentru textele astea lungi, ca cele din decât o revistă. E nevoie de mult mai mult decât un interviu 10 minute acolo. Eu vreau să stau cât mai mult cu ele, să le văd în tot felul de momente și e un pic greu să înțeleagă oamenii din sport chestia asta. Dar, de exemplu, Cristina m-a primit și la recuperare. Am fost acolo câteva zile cu ea. A avut o deschidere foarte mare acum la ultimul articol pe care l-am scris despre ea și, nu știu, eu mă bucur foarte mult că e ce-mi doream când eram mică. Știi, ăsta e visul meu, să văd cum e sportul, cum sunt oamenii ăștia, cum e behind the scenes și acum am accesat toate lucrurile astea la viața asta de culise și îmi place foarte mult și mă bucur că am reușit cât de cât să le arăt că, nu știu, genul de povești pe care le spun sunt un pic altfel. Da. Cred că mai avem timp de o întrebare sau de un comentariu sau de o remarcă. Și așa că trebuie mare. Super, Bianca. Spuneți că, bună, suntem multe, sau mai puține, de fapt, jurnaliste sportive și eu sunt una dintre ele și super sentimentul tău atunci când nu prea văd toate și că nu suntem luate în serios. Dar îmi se întreb, cum ai reușit să depășești barierele acestea și stereotipurile? Barierele pe care le... Pe care le spun și bărbații că noi nu am fi pricepute la sport în general. Nu știu dacă am depășit, adică uneori știu, în fine, eu nu cred că nu sunt, că nu ne pricepem la sport în principiu la fel, asta nu cred că e o barieră. E un pic diferit, ce mai mie dificil este să simt că nu mai iau în serios, de exemplu, la când merg cu ei la meciuri și nu mi-e mereu ușor. Sunt, adică de multe ori la turnee sau la meciuri sunt destul de singură pentru că nu interacționăm foarte mult, ei sunt... ei cu ei, eu stau într-un colț, sau dacă merg la turnee internaționale, sunt niște jurnaliste străine cu care m-am prietenit și cu pe care abia aștept să le văd și cu care mă înțeleg foarte bine. Și, nu știu, pur și simplu, cred că accept situația așa cum e și nu încerc să nu mă mai, să nu mai pun la suflet sau să nu mai pun tot felul de, nu știu, proprii bariere, pentru că na, o mai fac și pe asta. E dificil, dar asta e situația. Dar tu unde scrii? Vreau să întreb unde scrii. Acum la un site din București. De sport? De sport ASE, da. Cum se numește? 27 Sport ASE. Ah, un mai nou. Ok. Și despre ce scrii? Despre fotbal. Ce sport? Despre fotbal? Mă fac și de două cluburi din Timișoara de fotbal. Da? De fotbal masculin? Da. Ah, super, bravo! Mult succes! Cred că e mai greu în fotbal. Da, e mai greu. Sunt mai puține fete și atitudinea asta e mult mai... Da. Succes! Mulțumesc. Super! Dacă nu mai sunt alte întrebări, mulțumim mult de tot, Andreea, pentru că ai stat o oră cu noi și ne-ai povestit atât de multe lucruri. Sper fetelor că v-au prins bine sfaturile și oarecum sharing-ul ăsta de experiență pe care l-a făcut Andreea cu noi. Mulțumesc mult și vouă că ați fost astăzi alături de noi și sperăm că o să fiți alături de noi și săptămâna aceasta pentru că mai avem o groază de webinarii care urmează. Vreau să mulțumesc întregii echipe Hertime, unele dintre fete sunt aici cu noi, pentru ajutorul pe care mi l-au dat de-a lungul timpului și pentru toată implicarea. Și vreau să vă reamintesc că vă așteptăm pe Facebook, pe Instagram, ne găsiți Hertime România. Acolo putem păstra legătura și puteți prin asta să fiți practic primele care o să afle de următoarele noastre proiecte. Sigur că dacă vă place de noi și dacă v-a plăcut sesiunea aceasta, puteți să le spuneți și prietenilor voștri ca să beneficieze și ei de comunitate. Și de ce nu, poate să faceți și o donație pe contul nostru de Patreon. Vă invităm și pe grupul de Facebook, cum am mai spus, ca să ținem legătura și ca să vedeți toate oportunitățile pe care le postăm. Și să ținem practic legătura pe o perioadă mai lungă de timp, ca să vedeți ce planuri și ce avem planificat și pentru la anul. O să trimitem la finalul evenimentului niște formulare de feedback, pe care o să vă rugăm mult să le completați, ca să putem să vedem ce putem face mai bine, ce v-a plăcut, la ce mai putem lucra.
Și vă rugăm mult să ne ajutați și cu sugestii și cu impresii, să ne spuneți despre ce ați vrea să mai facem, ce evenimente să mai organizăm, practic orice vreți voi să ne spuneți și să împărtășiți cu noi în formularul de feedback, dar și pe toate grupurile și paginile despre care v-am vorbit. Toate aceste sugestii sunt mai mult decât binevenite. Eu vă mulțumesc tuturor pentru această super discuție de seară și mulțumim, Andreea, că ai fost alături de noi. Și eu mulțumesc. Să ne revedem și în alte contexte, pentru că sunt sigură că atât eu cât și toate fetele care au fost aici au avut foarte multe lucruri de învățat de la tine, așa că ne bucurăm mult că ți-ai făcut timp să discute așa relaxat cu noi pentru o oră. Nu știu cât de relaxat, că am avut de mult. Foarte relaxat. Mulțumesc. Vă doresc tuturor o seară frumoasă și sper să ne vedem mâine, fetelor, și Andreea, sper să ne vedem la alte evenimente și ne bucurăm mult că ai fost alături de noi.